Tokyo. Atenție la vrăjitoare. Partea întâia. Unii cred că noaptea e plină de mistere, de întuneric și secrete înfiorătoare pe care nici cea mai strălucitoare lună plină nu le descoperă. Forțe sinistre care se lășluiesc printre umbre, coșmarurile vii și legendele străvechi. Satul se odihnea sub o pătură de întuneric și locuitorii erau în siguranță în casele lor. Era ora 9 și totul părea să fie bine. Dar era o răceală în aer și ceva nu era în regulă. Te rog, fă-i pe placul unui bătrân, Pinocchio. Dacă ți-e egal, aș prefera să stai în casă în noaptea asta. Băiatul meu, ai putea crede că nu e decât o superstiție prostească, dar vrăjitoarea din pădurea diavolului ar putea să dea târcoale. Serios, tata? E lună plină, fiule, și atunci se știe că bătrâna rece le răpește copiii și duce cu ea în pădurea diavolului. Și apoi ce se întâmplă după ce ea? Pinocchio, ea e un vampir. Adică ea... Da, asta face. Legendele despre care ți-am spus sunt adevărate. Când creaturile astea respingătoare își lasă semnul pe gâtul oamenilor, victimele își pierd voința. Aș vrea să te joci în casă. Și mâine e o zi. E sigur că nu mă păcălești și îmi spui povești înfricoșătoare așa doar ca să mă țin în casă? În niciun caz, Pinocchio. Ea a mai înrobit copiii și cu siguranță nu vrem să o ispitim. Acum e timpul să te culci, tinere. Dar nu mi-e somn. Mă tem că te-am înspăimântat, nu-i așa, băiete? Nu-ți face griji, totul va fi bine. Nu lăsa poveștile astea despre vampiri să te țină treaz. O să mă descurc. Sigur că da. Vrăjitoarea aia bătrână nu te va prinde niciodată. Ai dreptate, tată. Copiii mici n-ar trebui să iasă să se joace după lăsarea întunericului. Nu, Pinocchio. Locul copiilor noaptea e în siguranță, acasă, alături de familiile lor. Uneori mă gândesc că îmi fac prea multe griji pentru tine, dar asta pentru că te iubesc. Bătrâna Rachel nu mă va mușca niciodată de gât, pentru că sunt doar o păpușă. Exact, Pinocchio, ești făcut din lemn. Dar eu mă gândesc la tine ca la un băiat adevărat. Noapte bună, fiule. Și cu puțin noroc voi deveni un băiat adevărat într-o zi. Ți-ai terminat tema la geografie, Pinocchio? Am uitat! Domnul profesor o să se supere pe tine. Dar mă tem că ți-ai făcut-o cu mâna ta, amice. Da, ți-ai făcut-o cu mâna ta, amice. Dar, Franco, nici eu nu mi-am făcut temă. Mama a spus despre vrăjitoare și eram prea speriată. E vampir și numele ei e Rachel. Tu crezi orice, nu? Vampirii nu sunt decât o legendă. Creier de păpușă e o pisică speriată. Eu m-am jucat pe strada seară și n-am văzut decât o cerșetoare bătrână. Dar, Franco, tata mi-a spus că vampirii sunt adevărați și că Rachel trăiește în pădurea diavolului. Tata, nu mă minte! Pariez că era în genunchi, Pinocchio, smiorcăindu-te ca un bebeluș. Mi-e frică de vampiri! De fapt, n-am crezut o vorbă din ce a spus tata, dar m-am gândit că ar fi o scuză bună pentru că mi-am făcut tema. Bine, înfumuratule, ce-ai spune să vii cu noi în pădurea diavolului și să dovedești că nu ești o pisică speriată? Ce v-am spus? Pinocchio nu e decât un fricos până la urmă. Pinocchio e un fricos! Încetați, dacă nu mă duc la școală, tata nu o să mă mai ierte. M-am săturat de scuzele tale, idiote. De ce nu recunoști? Nu ești decât un laș. Hai să mergem. Du-te de acord cu tine, Franco, pisică! Pinocchio nu știa ce să facă. Nu suporta gândul că își va dezamăgi tatăl, dar nu voia nici ca prietenul lui să creadă că e un laș. Pinocchio! Ha? Știu la ce te gândești și o decizie greșită. Dacă te duci cu ei, o cauți cu lumânarea. Dă-te mai la o parte. Dacă vrei să fii curajos, trebuie să te hotărăști. De ce nu-mi faci un serviciu să-ți vezi de treaba ta? Promite-mi că vei merge la școală în loc să-ți urmezi prietenii. Pai! Uneori mă întreb, de ce mai bat capul cu băiatul ăsta? În curând, Pinocchio i-a ajuns pe ceilalți copii. Ei erau deja departe de casă. Ești pregătit să întâlnești un vampir? Nu cred în vampir, Franco, dar dacă există unul, nu mi-e frică de el. Deloc! Sunt cât se poate de curajos.
trebuie să continuăm să mergem spre vârful înalt, deoarece pădurea diavolului e chiar pe partea cealaltă. Rozi, nu cred că ar fi trebuit să venim. Dacă văd o vrăjitoare sau un vampir, vreau să îi pun într-o cușcă, să iau un bănuț de la privitori. Voi face avere. Franco va deveni un mare om de spectacol și noi doi o să mergem cu el. Te gândești la ce mă gândesc și eu, Rozi? Sigur. Mie mi-e foarte frică. N-am mai fost niciodată așa de departe de casă. Hai să ne întoarcem. Știam eu, vă e frică. Voi, fetele, faceți cum doriți. Noi, băieții, vom merge în pădure, pentru că acolo sunt vrăjitoare. Pe curând! Pinocchio, hai să mergem acasă. Toată lumea o să fie îngrijorată pentru noi. Păi da, dacă mă întorc acum, toți mă vor face lași. Ce, Pinocchio? Nu e speriat ca fetițele alea, nu? Nu, Franco, nu! Așteptați! Era prea târziu să se întoarcă și Pinocchio era hotărât să-și dovedească vitejia. Și nu peste mult timp, băieții au ajuns la marginea înfricoșătoarei păduri a diavolului. Hei, Gina, tu intri primă. Nu, Marco, intră tu primă. Aș intra, dar Flaco e conducătorul nostru. El trebuie să fie plin. De ce mă temeți toți? Nu pot să vă cred. Hei, Franco, dacă ești așa de curajos, de ce tremuri? Pentru că îmi pierd răbdarea cu voi. Totul sau nimic. Intru eu primul. Pinocchio, așteaptă! La amiaza zilei următoare, toată lumea era deja îngrijorată. Ana și Rossi le-au spus tuturor că băieții s-au dus în pădure. Și când Gino, Franco, Marco și Pinocchio nu s-au întors, sătenii au început să se teamă de cei mai rău. Să ne rugăm pentru întoarcerea băieților. Dacă e pregătită toată lumea, să mergem să-i căutăm. Așteptați, lăsați-mă să trec. Domnule, dacă nu vă supărați, am să vin și eu. În absolut niciun caz, ești un om bătrân, n-ai putea ține pasul cu noi. Pinocchio înseamnă pentru mine mai mult decât orice pe lume, vă rog, lăsați-mă. Îmi pare rău, dar e imposibil. Să mergem, oameni buni. Nu vă temeți de forțele răului, căci această cruce vă va apăra de ele. Poftim, e singurul lucru de care vampirii se tem mai mult decât orice. Oh, Doamne, te rog, adu-mi-l pe micul Pinocchio acasă în siguranță. Ei, Franco! Gino! Unde sunteți? Chemările lui Pinocchio au rămas fără răspuns. Acum era singurel în pădure. Sau așa credea el. Locul ăsta e întunecat și e înfiorător. Ajutor, m-am rătăcit! Franco! Marco! Gino! Răspundeți-mi! Dar cei trei băieți se îndepărtaseră prea mult ca să-l audă pe Pinocchio și aveau propriile griji. E în regulă, fiule. Nu-ți fă griji, băiete, lupii au plecat. Tata, mă poți ierta, tata? Desigur, dar unde e Pinocchio? Gino, au plecat cu el. Oh, nu, lupii l-au luat pe Marco. În altă parte, în pădure. Lăsați-mă pace! Și deodată, ca prin magie, apăru o creatură ciudată și rea. Ceva atât de rău încât până și creaturile fioroase ale nopții au fugit înfricoșate. Vrăjitoare aici, fiule? Eu sunt o cerșetoare bătrână și blândă.
micul meu Pinocchio, e viața mea. Te rog, adu-mi-l înapoi, doamne, te implor. Domnule Geppetto. Pinocchio, e te afară? L-ați găsit, nu-i așa? Vai de mine, ăsta e un coșmar. Nu se poate. Lupii au răpit pe doi dintre ei. Doar Franco a avut destul noroc ca să supraviețuiască. Îmi pare rău, Geppetto. L-am avertizat tot timpul să nu hoinărească fără mine, dar nu mă ascultă. E o păpușă atât de neajutorată. Pinocchio, nu-mi pasă dacă ai fost neascultător, vino acasă. Doamne Dumnezeule, veghează asupra băiatului meu, adu-mi-l acasă.